DGASPC sălaj este în căutare de noi asistenți maternali. Asistenții maternali înseamnă șansa la o familie iubitoare pentru copiii instituționalizați în care aceștia să se simtă acceptați. Fiecare copil are dreptul la îngrijire, protecție, educație, dezvoltare și participare. În măsura în care este posibil, copiii de orice vârstă au dreptul la un context familial care să le asigure o dezvoltare optimă, fapt pentru care un obiectiv primordial al instituțiilor care se ocupă de protecția copilului este facilitarea accesului la îngrijire în familie, așa cum explică și directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, Violeta Milaș. Tocmai această îngrijire în familie uh... Este unul din factorii cei mai importanți ai ei noștri, dar, din păcate, în ultima perioadă nu am reușit să identificăm foarte multe familii de astăzi maternali. Sigur, și aici ne-am pus problema nivelului de salarizare. Acest nivel tot din 1 decembrie 2016 este mai ridicat. Sigur, responsabilitatea este mare, probabil și aici avem un rol în a prezenta că asistența, asistența, mater, asistența maternală are un rol pozitiv în creșterea copilor. Creșterea într-un mediu familial este foarte importantă și îi dezvoltă pe copii uh, mult mai bine. Uh, atragerea de noi asistență maternală este foarte importantă pentru noi, fiindcă în ultima perioadă mulți au plecat și în pensie, fiindcă este ceva normal, și nu am reușit să atragem asistență maternal pentru special pentru copilul 03 ani, așa cum legea 272 ne obligă să acești copii să fie în asistență maternală. Iar în ultima perioadă am avut am preluat în regim de urgență, de exemplu, frați, din care unul era mic sub 03 ani și 2-3 erau uh, mult mai mari. În următoarea perioadă, DGASPC Sălaș dorește să angajeze minim 30 de asistenți maternali care să fie dispuși să crească cel puțin doi copii în contextul în care este foarte dificil pentru fiecare copil să fie separat de frații lui, iar legislația în vigoare prevede obligativitatea ca un copil cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani să fie îngrijit de un asistent maternal. În plus, Violeta Milaș punctează rolul pozitiv al asistenților maternali în viața copiilor. Ne gândim și insistăm să găsim asistenți maternal care să poată să preoleă măcar doi copii în, în, în lor, unul de vârstă 0-3 ani și unul de vârstă peste 3 ani, tocmai pentru a găsi soluții și pentru anumite grupe de frați care să-i preluăm în sistem și vârsta ne, ne împiedică avem sincope din cauza aceasta fiindcă nu avem astenzii maternali. Să sperăm fiindcă v-am zis nivelul de salarizare este mai bun în acest moment și să sperăm că vom reuși să atragem din nou asistenți maternali, deoarece este o meserie, dacă ești empatic, dacă ești un om care iubești copii, este chiar o meserie pe care poți să o faci cu drag, cu plăcere și cu un venit decent pentru familia respectivă. Sigur, și pretenții, adică pretenții, nu putem spune pretenții, Rigorile legii, fiindcă totuși nu avem grijă de propriul nostru copil și un copil aflat în nevoie, care are anumite probleme, și aici intervine probabil între ghilimele frica unor persoane de a deveni asistenți maternal, fiindcă este mai greu să ai grijă de copilul altcuiva decât de propriul copil. Pot deveni asistenți maternali persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții. Au capacitate de plină de exercițiu, prin comportamentul lor în societate, starea sănătății și profilul lor psihologic, prezintă garanții pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi, au folosit o locuință care acoperă necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament sau în încredințare, nu desfășoară activități salarizate, au urmat cursurile de formare profesională organizate de Serviciul Public Specializat pentru Protecția Copilului sau organismul privat autorizat care efectuează evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.